Cea de-a treia etapă a Campionatului Național de Îndemânare Auto, Superslalom și Vehicule Electrice se va desfășura în municipiul Drobeta, Turnul Severin, în primele două zile din luna iulie. Severinenii sunt așteptați să ia parte la acest spectacol de viteză desfășurat în colaborare cu Primăria Drobeta, Turnul Severin. După o pauză de un deceniu, cursele automobilistice revin în municipiul Drobeta, Turnul Severin. În perioada 1-2 iulie, severinenii sunt așteptați să se bucure de un show inedit, care te încarcă cu adrenalină și te ține în suspans. Acest spectacol inedit se desfășoară în colaborare cu Primăria Drobeta, Turnul Severin, edilul orașului Marius Creciu, acordând tot sprijinul necesar în vederea unei bune desfășurări a acestei competiții. Vorbim de Campionatul Național de Automobilism, o etapă la Drobeta, Turnul Severin, sâmbătă și duminică, în zona sălii polivalente. Eu zic că va fi un eveniment deosebit. Așteptăm severinenii în număr cât mai mare. Este o etapă organizată de Federația Română de Automobilism în colaborare cu Primăria Drobeta, Turnul Severin. Vor fi două zile pline și de viteză și de îndemânare. Eu spun că cei mici, în primul rând, micii severineni, dar și cei mari, se vor bucura și vor avea ce să vadă în aceste două zile. Va fi o paradă automobilelor electrice. Două zile pline, îi așteptăm un număr cât mai mare. Severinenii sunt așteptați în zona sălii polivalente, unde Federația Română de Automobilism, în colaborare cu primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, au pregătit o nouă confruntare între autoturismele electrice și cele pe combustie, curse de viteză, dar și o paradă de automobile.